Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât a dat pe Fiul Său cel unul născut, pentru ca oricine crede întrânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Frați creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne descoperă iubirea lui Dumnezeu cea mare pentru neamul omenesc. Bunul Dumnezeu de la început a iubit pe om, căci a pus în el suflet nemuritor și l-a așezat în fericirea raiului să moștenească toate bunătățile și frumusețile veșnice. Fiindcă omul este zidirea cea mai aleasă din toate câte a făcut și pentru că numai în om a pus o scânteie din el, scânteia dumnezeiască care este sufletul omului. Dar omul, profitând de marea libertate pe care i-a dat-o Dumnezeu și din invidia diavolului, s-a lăsat înșelat în grădina fericirii, călcând porunca dumnezeiască și mâncând din pomul oprit. Deodată s-au dezbrăcat de toată fericirea dumnezeiască și au fost scoși afară și aruncați în robia demonilor și a patimilor. Fiindcă din cauza păcatului neascultărilor, a mândriei și invidiei diavolului, de atunci înainte tot neamul omenesc trebuia să meargă în temnițile iadului în suferință veșnică. Vrăjmașul diavol, căzut și el mai înainte decât Adam și Eva, tot din neascultare și mândrie, și prefăcându-se din înger luminat, diavol întunecat, a început și mai mult să învețe pe oameni toate răutățile lui. Și în toate veacurile până la Domnul Hristos, mare prăpăd a făcut în lume, căci a coborât omenirea mai prejos de dobitoace. O făcuse sclavă patimilor și tuturor păcatelor. Și astfel ajunsese biata lume să nu se mai închine lui Dumnezeu, își făurise fiecare zeii lor idol de tot felul pe care îi cinsteau și se rugau lor. Văzând Dumnezeu lumea de atunci răzvrătită, nemulțumită și nerecunoscătoare, a zis în mânia sa: îmi pare rău că am făcut pe om, dar am să-i pierd. Și astfel i-a înnecat cu apă la potopul cel mare care a fost, scăpând numai Noe și familia sa în corabia pe care o făcuse după planul lui Dumnezeu. După ce au scăpat aceștia, au adus jertfă lui Dumnezeu cu mulțumiri pentru binele făcut. Dar n-au mers mult cu credința nici ei, și după ce Dumnezeu spălase pământul cu apă, iată că însuși Noe îl spurcă cu primul păcat pe care îl face îmbătându-se, căci a băut vin până s-a îmbătat și chiar el, omul cel neprihănit, scăpat de potop, de la nec cu apă, iată-l acum că se neacă singur în paharul cu vin. Și așa intrară răul și blestemul iarăși în lume, căci tot el a blestemat pe fiul său Ham, care a râs de el când l-a văzut beat și gol înaintea tuturor. Înmulțindu-se neamul omenesc, s-au înmulțit și bețivii, și apoi de la beție s-au înmulțit și celelalte păcate, desfrânările și crimele, și o mulțime de fără de legi, care au intrat chiar în casele multor oameni aleși de Dumnezeu. Și atât de mult a îndobitocit și a slăbit neamul omenesc,
aceste patimi, că zăcea biata lume ca un bolnav rănit și chinuit de niște tâlhari. Omenirea era distrusă, nu avea niciun chip de salvare. Nimeni nu putea să-i ridice. Toți erau neputincioși. Chiar prorocii Vechiului Testament, cu toate speranțele lor, ajungeau tot în temnițele iadului. Cine ar putea să spună prin cuvinte ce stare nenorocită avea lumea până la Domnul Hristos? Bețivii și desfrânații, idolatri și criminalii, făceau să curgă multe lacrime amare și întunecau văzduhul și pământul cu răutatea și păcatele lor. Această stare nenorocită a durat până s-a pogorât Fiul lui Dumnezeu din cer. S-a făcut om ca să izbăvească neamul omenesc din tirania diavolului. Nu putea nimeni de pe pământ ca să izbăvească lumea, fiindcă erau toți lipiți de păcate, de patimi. Păcatul era veninul șarpelui lăsat în om de diavolul, era pricina toată răutatea de pe fața pământului. Și Dumnezeu, îngrijorat de starea aceasta nenorocită în care zăcea lumea, din iubirea sa cea mare, a voit să-l ridice pe om din căderea aceasta jalnică și s-a adresat tuturor ființelor cerești, îngerilor, heruvimilor, serafimilor, arhanghelilor, întrebându-i care își ia asupra sa misiunea aceasta grea de a-l mântui, de a-l salva pe om. Cerul însă a rămas mut și pământul și mai mult. Nimeni nu s-a găsit să se coboare la noi ca să ne salveze. Numai Fiul Său cel iubit, Fiul lui Dumnezeu, a voit să vină la noi, fiind legat în aceeași iubire cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. El a primit pentru mântuirea noastră să ia această misiune minunată. Și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, n-a venit ca să viziteze Ierusalimul, Betleemul sau Nazaretul. N-a venit să viziteze țările și orașele de pe pământ. El a știut că vine într-o misiune foarte grea. Deși venea printre ai săi care nu l-au cunoscut și nu l-au primit. El a venit la paharul cel amar din grădina Ghetsiman. El a venit la coroana de spini. El, împăratul slavei, a venit să fie bătut, scuipat și hulit. Și apoi pe cruce răstignit. El a venit să-și verse tot sângele pentru ca să ne împace cu Tatăl Său. Iată iubire dumnezeiască! De aceea l-a trimis Tatăl ca să ne scape din toate răutățile și blestemățiile și să ne împace cu El. De aceea zice Mântuitorul că nimeni nu s-a suit în cer fără numai Cel ce s-a pogorât din cer. Fiul omului care este în cer. Prin aceste cuvinte Iisus a arătat că este Dumnezeu și om. Puterea de a se sui în cer și de a se pogorâ din cer, numai Dumnezeu o are. El se numește și Fiul omului, arătându-ne că este și om. Și că s-a pogorât din cer atunci când s-a făcut om în pântecele Fecioarei Maria. Iar când s-a înălțat la ceruri, după învierea sa din morți, atunci s-a suit la cer, la dreapta Tatălui. Scopul venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ a fost
ca să izbăvească lumea de păcate și de muncile iad. Dar această izbăvire cerea o jertfă foarte mare. Cerea viața Fiului lui Dumnezeu. Cerea ca El să fie răstignit pe cruce. De aceea Mântuitorul zice mai departe în Evanghelia de astăzi, și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în trânsul să nu piară și să aibă viață veșnică. Icoana aceasta a răstignirii Mântuitorului a fost închipuită de la început în Vechiul Testament de prorocul Moise. Minunea s-a petrecut astfel. Când Moise conducea poporul prin pustie, colindând și rătăcind prin unele locuri, evreii aceștia au început să cârtească împotriva lui și i-au zis: la ce ne-ai scos din pământul Egiptului ca să ne omori în pustiu? Căci aici nu este nici pâine, nici apă, și sufletul nostru s-a scârbit de această hrană sărăcăcioasă. Auzind Dumnezeu această cârtire, s-a mâniat pe ei pentru cârtirea aceasta lor și a trimis asupra lor mulțime de șerpi veninoși, un fel de ploaie cu șerpi. Și au murit mulți din popor, otrăviți de mușcarea șerpilor. Ei, dându-și seama de greșeala lor, au venit fuga la Moise să-l roage, să se roage el lui Dumnezeu să-i izbăvească. Iar Dumnezeu a zis către Moise: fă un șarpe de aramă și-l pune pe un stâlp. Și oricine va privi la șarpele de aramă dintre cei mușcați nu vor mai muri. Și așa a făcut Moise. Oricine era mușcat de șarpe, cum se uita la stâlpul acela și la șarpele de pe el, care era de aramă, nu mai murea de otrava lui. Această icoană veche s-a repetat iarăși când s-a răstignit Domnul Hristos pe cruce, că șarpele de aramă închipuia pe Domnul Hristos, iar stâlpul închipuia Sfânta Cruce. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuia să se înalțe pe cruce Domnul Hristos și să se răstignească. Șarpele din grădina Raiului a înșelat pe Eva și i-a făcut pe amândoi să păcătuiască, otrăvindu-i cu păcatele neascultării. Șarpele acesta, diavol, care a otrăvit tot neamul omenesc, rănindu-l cu păcatele, a fost înșelat și omorât de șarpele cel de aramă care era ridicat sus pe cruce, adică de Domnul Hristos. El era pus la înălțime, în vârful unui munte înalt numit Golgota, căci Iisus a fost răstignit pe cruce ca să-L vadă toți, să-L vadă toate continentele, toate țările și tot pământul, să-L vadă toți evreii și grecii și arabii și romanii și păgânii de pretutindenea și crezând în El să se mântuiască. Acolo l-a dat Tatăl cel Ceresc pe Fiul Său ca jertfă. Acolo, pe această înălțime a Golgotei și pe altarul crucii, această icoană a răstignirii Mântuitorului ar trebui să o aibă, să nu lipsească din casa niciunui creștin și să privească cu atenție la rănile Lui, la piroanele și crucea Lui, să vadă sângele vărsat pentru mântuirea noastră. Iată deci ce greșeală mare fac sectanții care s-au despărțit de Sfânta Biserică.
fiindcă nu văd că sfintele icoane sunt semnele biblice ale lui Dumnezeu, fiindcă icoanele reprezintă lucrurile mântuitoare la care trebuie să privim, să medităm și cu ochii trupului și cu ai sufletului ca să ne putem mântui. Ei, sărmanii, orică nu înțeleg, orică au căzut din har și nu pot pricepe Duhul adevărat al înțelesului Sfintei Scripturii. Fiindcă Dumnezeu poruncește lui Moise să facă acest stâlp și acest șarpe de Aram și sfătuiește pe cel mușcat de șarpe să se uite la acela făcut de aramă și spânzurat pe stâlp, ca să se vindece, să nu mai moară otrăvit. Așa sunt o mulțime de închipuiri din Vechiul Testament care întăresc zugrăvirea și închipuirea icoanelor din Noul Testament. După ce ne-a amintit Domnul Hristos din Sfânta Evanghelie de astăzi, că așa trebuie să se înalțe, adică să se răstignească pe cruce și să sufere toate pentru mântuirea noastră, ne spune mai departe că Dumnezeu așa a iubit lumea încât a dat pe Fiul Său cel unul născut, pentru ca oricine crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De două ori amintește Sfânta Evanghelie aceste cuvinte: să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este voința lui Dumnezeu, ca lumea să se mântuiască prin Fiul Său, nu să se osândească. Dar pentru ca să se mântuiască, trebuie să asculte și lumea de Fiul Său, să facă ce spune Dumnezeu și să urmeze credința împreună cu faptele ei. Dumnezeu așa de mult a iubit neamul omenesc, că El a dat tot ce a avut mai scump în cer și pe pământ pentru noi, pe unicul Său Fiu Iisus Hristos, ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cine nu-și amintește din Evangheliile din săptămâna patimilor câte suferințe, cât a fost bătut cu pumnii și cu bicele te curgea sângele și roaie. Apoi durerile care au sfâșiat trupul lui Iisus, de la coroana de spini, de la piroanele bătute în mâini și picioare, durerile de la sulița care i-a străpuns coasta din care a curs sânge și apă, amărăciunea fierii și a oțetului, înjurăturile cele barbare, scuipirile și toate hulele pe care le-a îndurat scumpul nostru Mântuitor. Apoi crucea cea grea care a dus-o pe Golgota, lacrimile și jalea preacuratei și Sfintei Maicii Sale, care îi sfâșia inima mai mult ca celelalte dureri. Iată cât de scump a trebuit să plătească Dumnezeu nebuniile noastre, păcatele noastre și greșelile noastre. Dumnezeu, care este iubire desăvârșită, a făcut această mare jertfă. Pământul țării noastre este presărat pretutindeni cu sfinte cruci, troițe pictate, care mai de care mai frumoase, cu chipul Domnului răstignit pe cruci. Pe dealul, pe câmpii, în cimitire, pe la răspântii, întâlnim pe Iisus răstignit pe cruce, ca să ne aducem aminte de jertfa Lui.
Pe multe din aceste cruci scrie clar și curat. Ce ne zice nouă, ce ne spune El nouă. Iată eu ce am făcut pentru voi. Voi ce faceți pentru mine? Să stăm o clipă și să cugetăm asupra acestor cuvinte ale Domnului. Suntem noi gata să răspundem cu aceeași dragoste cu care ne-a iubit El? Suntem noi gata să ne dăm și noi viața pentru El? Sau mai degrabă ne lepădăm de El la orice mică ispită? Am auzit cu toții câte a suferit din dragoste pentru noi. Am auzit cum și-a pus sufletul pentru noi, El care este mângâierea în întristările noastre. El care este odihna sufletului nostru, El prietenul cel apropiat în necazuri, El doctorul cel mare și izvorul vieții noastre. Să venim la El, căci El este lumina lumii. Să ne întoarcem la El, căci El este calea, adevărul și viața. Să ne apropiem de El cu toată încrederea, că oricine a cerut de la El cu credință, nu L-a lăsat nemângâiat. Iisus le-a iertat păcatele, căci pentru păcătoși a murit. El și astăzi ne cheamă pe toți zicând, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. El ne cheamă mereu și ne așteaptă, dar să știți că ne așteaptă numai până într-o zi. Când va veni clipa morții, s-a sfârșit așteptarea Lui, s-a sfârșit chemările Lui. Atunci urmează ziua răsplătirii, ziua când cei care L-au iubit adevărat să primească darurile și cununile cerești, iar cei ce și-au astupat urechile la dragostea Lui, la chemările Lui și i-au apucat moartea fără El, vor primi răsplata focului ghienii în muncile cele veșnice împreună cu toți păcătoșii, care au călcat în picioare sângele Lui cel scump, răbdarea Lui, așteptarea Lui și toată dragostea Lui dumnezeiască. Înainte vreme, mulți creștini care erau mai înstăriți și aveau avere și bani, puteau răscumpăra pe cei ce erau robiți și pe cei ce erau condamnați la pedepse chiar cu moartea. Cei care erau salvați după aceea le rămâneau recunoscători toată viața. Așa s-a întâmplat odată cu nepotul unui sfânt părinte, care din obișnuință rea se apucase de furat. Cum a fost prins, a fost condamnat pe loc la moarte prin spânzurătoare. Călăii care îl duceau la moarte au cerut la toată lumea adunată acolo o sumă mică, 10 drahme, căci voiau să-l scape totuși. Dar nu s-a găsit nimeni ca să dea acești bani pentru salvarea lui. Mergând cu el spre spânzurătoare, în drumul acela s-a găsit cineva și a plătit pentru el drahmele și a fost liberat să plece sănătos. Cine poate spune bucuria cea mare a acestui băiat care a scăpat de la moarte? Dar a fost și el recunoscător, căci a rămas să slujească toată viața la omul acesta cu inimă bună, care a plătit pentru el. Cu cât mai mult suntem noi datori scumpului nostru Mântuitor, care a plătit cu viața sa pentru salvarea noastră de la moarte, de la moarte veșnică și de la chinurile iadului.
nimeni nu s-a găsit pe fața pământului, căci nimeni nu putea să plătească marea datorie pe care o avea. Acum rămâne să vadă, să vadă și El pe fiecare dintre noi. Cum îi răsplătim? Cât timp îi slujim? Și cum ne facem datoria față de mila și bunătatea sa dumnezeiască? Înțelegem noi oare măcar astăzi cât a fost de mare dragostea Lui pentru noi? Mai ales că El și-a arătat această dragoste mai întâi către noi, niște păcătoși înrăiți, învrăjbiți și chiar vrăjmași ai Lui. Eu, din partea mea, cred că dacă aș avea zeci de mii de vieți pământești și le-aș petrece în cea mai aspră pocăință și aș face toate faptele bune posibile omului și tot n-aș putea răspunde cât de puțin dragostei lui dumnezeiești. Dar altul crede că e de ajuns numai atât, să creadă și el că există Dumnezeu, dar nu vrea să aibă de-a face cu El. Nu-i trebuie biserica Lui, nu-i trebuie rugăciune, nu-i trebuie mulțumiri către El. Altul crede că e de ajuns să meargă la biserică o dată de două ori pe an, dar ce așa mereu? Și pregătirea sufletească să o facă abia pe patul morții, atunci în graba mare să cheme preotul să-l spovedească și să-l împărtășească, ca să poată merge și sufletul lui în rai. Altuia îi se pare că a dat mult de pomană când întinde mâna la un sărac cu 2-3 lei sau niște vechituri de încălțăminte și îmbrăcăminte care nu le-a mai putut folosi și rămășițe de mâncare. Altul se plânge că nu are timp de biserică și de rugăciune, de citit o carte sfântă, dar în schimb nu-i ajunge timpul pe la filme, pe la teatre, meciuri, nu se mai satură cu ore întregi privind la televizor sau la jocuri de noroc. Iar pentru suflet nu își face timp nici 10 minute de rugăciune și fapte bune. Unii vin la biserică de la mari distanțe, cu cheltuială, cu osteneală și cu dragoste. Alții, deși sunt foarte apropiați de biserică, dar nu pot face nici câțiva pași până la ea. Ca să aducă și ei mulțumiri lui Dumnezeu și să-L slăvească pentru darurile primite. Deși aud clopotele bătând, chemându-L Dumnezeu la casa sa, dar El amână mereu până într-o zi. Într-o zi, când îl va duce alții legal la picioare, în patru scânduri, ca să-și ia rămas bun de la toți ai lui și de la bisericuța care îl chema și nu voia să audă această chemare dulce niciodată. Și acestuia poate că i s-a părut că l-a iubit destul pe Dumnezeu în viață și i s-a părut că a făcut poate prea mult. Unul vine la biserică din evlavie, acesta vine de dimineață, se roagă cu credință, se închină frumos, face semnul crucii drept, cântă cu dragoste și stă atent la toată slujba din biserică 2-3 ore. Altul vine din obicei, că așa obișnuiesc unii, când trec pe la piață, pe la tutungerie, pe la chioșcu cu ziare, să treacă și pe la biserică să aprindă o lumânare. Și el crede că a făcut lucru mare, e foarte credincios. E un creștin desăvârșit și că-L iubește mult pe Dumnezeu. Altul vine la biserică de interes pământesc. Vrea să-i mai dea Dumnezeu ceva.
tot pe aici, pe lumea aceasta. Raiul nu-l mai vrea. Și dacă i-o da Dumnezeu ce îi cere el, bine, dacă nu, nu mai vine la biserică. Și nu mai vrea să mai creadă măcar că există. Mulți ar vrea ca Dumnezeu să fie sluga lor, să le facă după toate poftele lor, că nu e destul cât a făcut pentru noi și cât face, că de la El primim lumina și căldura, de la El primim vinul, unde lemnul, pâinica și toate bunătățile și fructele și dulcețurile. Și în schimb, nu are Dumnezeu nicio mulțumire din partea noastră. Ba din contră, aude atâtea insulte și hule și nemulțumiri din spurcata gura omului nelegiuit. Și așa o mulțime de oameni cu nume de creștini trăiesc departe de tot de adevărata credință pe care ne-a spus-o Sfânta Evanghelie de astăzi. Unii n-au credință deloc, alții au credință care se aseamănă cu a demonilor, lipsită de faptele ei ale credinței. Căci credința fără fapte este moartă, așa spune Sfântul Apostol Iacob. Nu trebuie să înțelegem greșit ca sectanții care spun că te poți mântui numai prin credință. Credința a avut și Iuda, dar la un moment dat s-a îmbătat și s-a dus de la vândut pe Domnul Hristos, așa cum fac și creștinii noștri. Credință spun că au și bețivii, și curvarii, și hoții, și criminalii, și ei se laudă că au credință în Dumnezeu. Dar faptele lor sunt drăcești. Omul care are credință în Dumnezeu este acela care, din faptele bune, dovedește că e un creștin adevărat. Adică, merge la biserică duminicile și sărbători, postește și se roagă, se spovedește cât mai des, nesuferind păcatul, se împărtășește cu trupul și sângele lui Hristos, se poartă cuvincios în tot locul, vorbește vorbă sănătoasă, folositoare, are dragoste și milă de aproapele, sare în ajutor celui lipsit și necăjit, citește cărți sfinte ortodoxe, se ferește de sectanți, face semnul crucii drept, are în casă icoane, cruce, candelă, face sărindare, pomeni și parastase pentru cei morți, are grijă să se roage pentru ei și pentru el și pentru toți cei care îi fac bine sau rău. Nu ține dușmănie pe nimeni. Nu face prietenie cu cei ce hulesc biserica pe Dumnezeu și credința. Cu cei ce trăiesc în chefuri și beții și în destrăvălări, nu se unește niciodată omul, adevăratul creștin. Se roagă pentru vrăjmașii lui, se luptă cu răbdare să ajute pe cei ce nu cunosc credința, învățându-i să o cunoască. Și orice faptă bună, împreună cu credința de care spuse Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de astăzi. Adică oricine crede în trânsul, așa trebuie să creadă, așa trebuie să facă, ca să fie plăcut lui Dumnezeu și ascultător și să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci numai aceștia nu vor pieri și vor avea viață veșnică. Nu se poate credință fără fapte și fapte fără credință. Fapte bune fac și păgânii și necredincioșii, dar fără Dumnezeu, fără credința în Dumnezeu, nu sunt primite faptele acestea. Poate să facă cât de multe și să-și dea toată averea la săraci, dacă nu le face numele Sfintei Treimi, a credinței noastre ortodoxe,
nu sunt primite. Să nu mai pierdem timpul, că poate puțin ne-a mai rămas, să facem fapte bune și să ne ferim de cele rele, urâte și murdare. Să ne apropiem cu credință și să arătăm și noi dragostea noastră prin trăirea noastră, prin faptele noastre, prea bunului Dumnezeu care ne-a iubit atât de mult. Până nu se închid toate ușile milii cerești, până nu vine noaptea cu întunericul ei cel groaznic și purtător de moarte, să ne dezlipească sufletul de trup. Astăzi să ascultăm glasul dulce lui Iisus, să nu ne împietrim inima. Astăzi să ne hotărâm să lăsăm toate păcatele, toate obiceiurile rele, înjurături, drăcuielile, blestemurile, să facem numai bine până nu e prea târziu și nu se mai poate face nimic pentru suflet. Când a vrut Dumnezeu să piardă Sodoma și Gomora, aceste mari cetăți pline de destrăbălări și de păcate și de sodomie și de toate păcatele mari, atunci nu s-a găsit nici 10 drepți pentru care să le cruțe, decât singur Lot cu familia sa. Și i-a zis acestuia: mântuiește-ți sufletul, să nu te uiți înapoi, nici să te oprești în câmp, ci fugi în munte ca să nu piei cu ei. Tot așa și noi, să căutăm mântuirea sufletului, să fugim în munte din Sodoma și Gomora, lumii stricate a veacului acestuia, să ieșim din focul patimilor, din cetățile dărâmate de ură și necredință, unde fierbe păcatul desfrânărilor și al vrăjilor, al duhurilor necurate. Să salvăm sufletul de înșelăciunile lumii, ca să câștigăm veșnicia cu toate bucuriile ei. Și dacă am renunțat și noi ca Lot la case, la bani și avere, la neamuri și prieteni și la orice griji lumești și pământești, și dacă am reușit să ne smulgem din fără de legile lumii, din păcatele cele grele, să nu ne mai uităm înapoi, nici să ne mai oprim ca femeia lui Lot în câmp, că i-a fost milă de neamuri când le-a auzit țipând în flăcări și a rămas acolo un stâlp de sare. Fiindcă milă nu trebuie să avem în felul acesta. Să nu ne mai pară rău de ceea ce am părăsit, căci mai de preț decât toate este sufletul. Să fugim la munte ca să nu pierim cu toți nelegiuiții, cu toți necredincioșii, fricoșii și hulitorii. Să fugim la muntele Golgotei, la biserica lui, la muntele acesta care este cel mai înalt munte duhovnicesc, singurul loc de scăpare. Să îmbrățișăm crucea lui Hristos, să-i sărutăm ranele care și astăzi sângerează pentru noi și păcatele noastre, să alipim obrazul nostru de prea curatele lui picioare, și să lăsăm ochii să plângă cu lacrimi amare, ca lacrimile noastre să se împreune cu sângele care a curs din prea curatele picioare, să spele întinăciunile și nelegiuirile noastre și să învățăm și noi de la El ce este iubirea,
ce este iertarea și jertfa pentru un ideal. Fiindcă noi creștinii trebuie să avem idealul sfințirii și mântuirii sufletului nostru. O dumnezeiască și necuprinsă dragostea lui Dumnezeu! O Părinte Ceresc, cel ce ești bun și milostiv, te-ai uitat spre noi din cer și ne-ai văzut căzuți în ghearele demonului. Ai văzut cum suntem legați în lanțuri de păcate. Ai auzit plânsul nostru și te-ai milostivit spre lacrimile noastre. Te-ai îndurat de sufletele noastre. Ți-ai adus aminte că ești Tată și că ai Fii. Ți-ai adus aminte că ești Stăpân și ai robi, că ești Dumnezeu și că ai pe pământ oameni rătăciți. Și ca să ne aduni, ai trimis pe singurul Tău Fiu ca să ne salveze și ca să nu ne înspăimânți. L-ai îmbrăcat în trup de om și în veșmânt de călător sărac. Iar ca să ne răscumperi din păcat și să ne întorci la credință, l-ai dat pe Fiul Tău în mâinile oamenilor, ca să fie sfâșiat și omorât în locul nostru. N-a mai rămas nimic nefăcut din marea Ta iubire de oameni pentru noi. La toată dragostea aceasta mare pe care ne-ai arătat-o nouă, am înțeles că suntem îndatorați pe vecii vecilor ca să slujim Ție. Și orice am face noi este ca o tinichea ruginită în mijlocul celor mai scumpe bijuterii de aur dăruite de Tine nou. De aceea, gura mea nu mai poate vorbi. De acum încolo îmi trebuiesc mai multe lacrimi decât vorbe. Nădăjduiesc în ajutorul harului Tău, dinpreună cu toți acești creștini care s-au adunat aici. Nădăjduim să ne mântuim și noi și să-Ți aducem laude, cinste și închinăciune aici în viața aceasta câte zile mai avem și sus în ceruri, în vecii vecilor. Amin.